Astăzi o să facem prima noastră aplicație de tip calculator în care o să folosim tot ce am învățat până acum, și anume metode, tipuri de date și așa mai departe. Hai să începem! O să începem prin a ne gândi ce tipuri de metode avem nevoie. Avem nevoie în primul rând să luăm un întreg de la tastatură, avem nevoie să facem adunare, scădere, împărțire, înmulțire, apoi vrem să facem un meniu și la final o să punem totul în main și să vedem cum rulează. Deja le-am scris metodele. Pentru început avem nevoie ca să luăm un întreg de la tastatură, mai exact de la user. Pentru asta am făcut o metodă care se numește readIntFromKeyboard. Ea arată cam așa, în care avem un mesaj pe care noi o să-l introducem, în care spunem introdu numărul 1, apoi o să luăm cu clasa scanner, o să citim un int cu metoda nextInt și apoi îl reîntoarcem. Bun, hai să facem o metodă care adună două numere, deci ea trebuie să fie publică și statică și bineînțeles să returneze un int, în care am doi parametri, x și y, care sunt cele două numere, îl pun într-un rezultat și apoi returnez rezultatul. Hai să facem același lucru și pentru scădere. O să denumesc sub de la subtraction din engleză și aici add de la addition. Același lucru se întâmplă și aici, nimic deosebit. Bun, pentru înmulțire același lucru îl facem, doar că în loc să punem scădere sau adunare, punem semnul de înmulțire. Mare atenție că înmulțirea în programare este steluță și nu este x sau punct sau altceva. Pur și simplu este o steluță care înseamnă x înmulțit cu y. Bun, dacă vrem să facem împărțirea, împărțirea se face cam așa. Am făcut o metodă din nou care returnează un întreg, adică rezultatul, și împărțirea este x împărțit la y. Este slash x slash y. Ajungem acum să facem și meniu. Meniu nu o să fie nimic mai mult decât o metodă void, în care o să printăm ceva ca să arate bine pentru consolă. Ea o să fie ceva de genul. O să fie o metodă statică de tip void, adică nu returnează nimic, pe care o denumim normal showMenu. Am pus câteva printuri aici în care ne-am făcut un meniu și apoi utilizatorul trebuie să introducă 1, 2, 3 sau 4 pentru fiecare operație în parte. Până acum nu se întâmplă nimic dacă e să-i dau run, pentru că în main nu este scris nicio linie de cod. Prima oară vrem să afișăm meniul. Hai să scriem showMenu. Acum dacă e să-i dăm run, o să vedem că o să ne apară meniul, care arată ceva de genul. Însă, deocamdată nu face nimic, da? Programul e oprit, nu face nimic. Bun, acum vreau ca utilizatorul să-mi introducă opțiunea și o să chem metoda readIntFromKeyboard, în care o să selectez opțiuni. Mi-am creat un întreg aici și apoi îl salvez în option, salvez ceea ce îmi oferă utilizatorul. Apoi, ceea ce urmează să fac este să introduc cele două numere pe care vreau să le adun, să le scad sau să le împart. Sintaxa o să arate similar cu ce a fost aici la option, doar că o să am două numere și aici am pus un text. Enter your first. Și arată cam așa, o să ia numărul, primul număr de la tastatură și al doilea. Bun, apoi, în funcție de acest option, trebuie să decidem ce facem, adunare, scădere, multiplicare sau împărțire. Ca să facem chestia asta, sunt două moduri sau poate chiar mai multe, însă acum o să ne concentrăm pe switch. Practic ne creăm un switch de opțiune, dacă utilizatorul a ales opțiunea 1, 2, 3 sau 4, el o să arate foarte simplu așa. O să am un switch de opțiune și apoi pentru fiecare caz în parte, de exemplu dacă s-a ales 1, avem adunare, atunci chemăm metoda add și punem cele două numere. Da? Până acum arată destul de bine. Hai să-i dăm un run să vedem ce se întâmplă. Mă întreabă acum ce vreau să fac. Hai să zicem că vreau să fac adunarea. Adaugă primul tău număr, este 10 și al doilea este 100. Și o să fie answer egal 110. Hai să ne uităm un pic ce se întâmplă. Putem să punem aici și un mesaj. Hai să vedem ce se întâmplă. Prima oară afișăm meniul, apoi luăm o opțiune de la utilizator, apoi introducem cele două numere. Și apoi, în funcție de ce a ales utilizatorul, ne alegem cazul 1, cazul 2 sau cazul 3. În caz că se alege orice altceva în afară de cele selectate aici, ce o se întâmple, o să-mi printeze case not cover, please choose one option from menu. Îi dau, de exemplu, 5 și mă pune să-i dau enter your first number, îi dau 10, case not cover, please choose, da? Deci asta se întâmplă. Bineînțeles că acest cod poate fi făcut în așa fel încât din prima când introduci 5 să-ți dea eroare și să nu te mai lasă să introduci cele două numere, însă pentru a înțelege mult mai bine o să lăsăm deocamdată așa. Bun, felicitări! Ți-ai creat prima ta aplicație. Practic ai făcut un calculator care poate să calculeze orice. Dacă e să-i dau, hai să-i dăm și o împărțire să vedem ce se întâmplă. Enter your option.
division, care este 4, first number 100 și al doilea este 50. Mare atenție, pentru că această aplicație a fost făcută numai pentru numere întregi. Ca și temă de casă, aveți de făcut acest exemplu cu double-uri. Exemplul o să-l pun pe GitHub, o să fie jos în descriere. Cam atâta pentru astăzi, felicitări, încă o dată ai făcut prima ta aplicație de tip calculator. Nu uita de like și subscribe și ne vedem data viitoare.